Vremea caldă bate la ușă, iar românii se pregătesc de zori pentru data de 1 mai, sărbătoarea muncii celebrată în mod tradițional prin grătare în aer liber. Mare atenție însă, cei care fac grătar în anumite zone riscă o amendă de până la 5.000 de lei. Grătarul în aer liber este printre activitățile preferate ale românilor din toate colțurile țării. Ceea ce nu mulți știu este că există în vigoare o lege ce vizează desfășurarea activităților de picnic, în care se precizează clar faptul că grătarele în aer liber se pot face doar în zonele special amenajate. Potrivit regulilor ce au fost stabilite acum un deceniu prin legea numărul 54 din 2012, picnicurile și grătarele se pot organiza doar cu respectarea unor reguli clare. Conform actului normativ, activitatea de picnic se definește ca orice activitate de recreere desfășurată în zone în care oamenii obișnuiesc să-și petreacă timpul liber, aflate pe domeniul public ori privat al statului sau al primăriilor, de una sau mai multe persoane, care presupune consumul de băuturi sau alte alimente, dar și după caz aprinderea ori nu a focului, notează avocatnet.ro. Sunt stabilite două zone clare în care se pot organiza picnicuri sau grătare. În zonele indicate pentru activitățile de picnic, unde sunt permise activități de picnic, dar nu și aprinderea focului, în zonele special amenajate pentru activitățile de picnic, dotate cu utilități și facilități pentru desfășurarea activităților de picnic și în care aprinderea focului este permisă. Astfel, cei care fac grătar în zonele care nu sunt amenajate special pentru această activitate pot primi o amendă cuprinsă între 2.000 și 5.000 de lei. O altă obligație pe care o au amatorii de grătar în aer liber este să arunce selectiv deșeurile de ambalaje în containerele inscripționate corespunzător categoriei de deșeuri. Astfel riscă amenzi de până la 500 de lei, precizează sursa citată, relatează playtech.ro.